Urmează un podcast ușor financiar prezentat de Fundația OTP Bank România. Ai grijă de banii tăi, fiindcă nimeni altcineva nu o va face. Adrian Căruceru, coordonator Departament Educație Financiară pentru Adulți în cadrul Fundației OTP Bank România, este alături de noi. Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, Marius! Ce faci, Adrian? Nu ne-am mai auzit, cum spuneam, de un an de zile. Nu chiar de un an, hai să zicem mai bine. De o lună de zile. În decembrie. De o lună și ceva, de o lună jumate, poate cam așa. Da. Între timp am avut o bine meritată vacanță, așa cum super, bravo. Sunt convins că ai avut și tu, dar, dar nu ne-a ieșit din minte sau din preocupări ideea de educație financiară, care, uite, văd că, cel puțin la mine, da, a început nou an cu aceeași energie și entuziasm. Dar ce mai faci? Tu tot mai înveți. Păi adică nu e ca și cu lucrul ăsta? Da. Dacă n-ai educație financiară, nu la un moment dat știi niște lucruri și le pui în aplicare și spui gata, asta e rețeta. E adevărat. Asta funcționează până la un punct. Dar eu am observat că cu cât știi mai mult, cu atât realizezi că nu știi de fapt mai nimic. Și atunci efortul de a te pregăti, de a studia, de a te documenta, cel puțin în cazul meu, rămâne o preocupare constantă. Tocmai bine, ca să... Dar sunt mai închid din simțirea asta, că văzând mai multe, îmi dau seama că cât de puțin știu. Și dacă să te întreb acum ce înseamnă planificare financiară, nu o să ne spui scurt, nu știu, am ajuns în momentul de înțelepciune. Aici nu se știe că aici sunt pregătit și în afară de asta, un singur tip în general accept sau primesc orice fel de întrebări, cu excepția unui singur tip, și anume a acelor întrebări la care nu știu răspunsul. Din fericire, la întrebarea cu planificarea financiară știu răspunsul și cu îngăduința ta, Marius, o să zic câteva cuvinte despre tema asta de interes din domeniul educației financiare, așa cum sunt și altele. Și n-am ales întâmplător planificarea financiară pentru că, așa cum știm cu toții sau cum ne imaginăm sau cum ne dorim, debutul fiecărui an, cum suntem și acum, chiar dacă a trecut o lună, e o perioadă bună pentru stabilirea lucrurilor importante pe care avem de gând sau ne propunem să le realizăm în următoarele 12 luni. Așa că dacă tot ne propunem lucruri importante, mărețe, de ce n-am include și planificarea financiară printre ele? Mai ales că dacă avem în vedere un lucru simplu, și anume că planificarea e un proces la fel de simplu, așa cum vom vedea în continuare, nimic nu ne poate sta în cale. Pentru unii, și am întâlnit nu puțin oameni în situația asta, procesul de planificare financiară pare din capul locului, trebuie să spun. Ăsta un exercițiu dificil, anevoios și finalmente, din motivele astea, imposibil de imaginat. Da. Iar dacă la prima vedere lucrurile stau așa, despre punerea în practică a unui plan de acțiune, evident, nici nu poate fi bun. Dar această realitate are o explicație. În felul în care acești oameni acționează și, în general, își conduc viața, există un punct sau o limită, dincolo de care fie nu reușesc, fie nu vor, fie pur și simplu nu interesează ce o să se întâmple. Ca să fiu mai concret, dacă nu vezi mai departe de ziua de azi sau de luna în curs, orice discuție având ca temă planificarea financiară devine, în mod evident, inutilă. Și e așa tocmai pentru că planificarea financiară constă într-un proces de organizare sau de ordonare a resurselor financiare cu scopul de a-ți îndeplini anumite obiective, mai mari sau mai mici, mai apropiate sau mai îndepărtate. Indiferent însă de natura obiectivului sau termenul ales pentru a-l îndeplini, pentru a-l atinge, un lucru e esențial, și anume ca obiectivul respectiv să fie suficient de important pentru tine, astfel încât să fii motivat să-l atingi. Iar dacă asta presupune alocarea lunară a unei sume de bani, renunțarea la un consum imediat din prezent în favoarea unuia sporit din viitor, atunci chiar asta e ceea ce ai de făcut. Am arătat așadar ce reprezintă planificarea financiară și care e obiectivul ei. Numai puțin important e să știi unde te afli în prezent, adică să-ți cunoști situația financiară actuală pentru a putea avea o imagine clară asupra posibilităților tale. În plus, acțiunile și etapele pe care le stabilești acum, în debutul procesului de planificare, se bazează pe ceea ce poți face cu ce ai în prezent. Vei descoperi probabil că nu va fi posibil să faci tot ce-ți dorești, iar această concluzie te va aduce foarte aproape de
un alt element important, și anume identificarea priorităților. Cu alte cuvinte, vei înțelege că nu toate lucrurile sunt la fel de importante, da, iar asta te va ajuta să le ordonezi în funcție de importanța lor. Să recapitulăm. Așadar, îți cunoști situația financiară, deci știi pe ce te poți baza și ai identificat prioritățile, adică ai o idee clară asupra a ceea ce e cu adevărat important pentru tine și ți-ai fixat obiectivul. Procesul de planificare financiară e aproape gata. Mai lipsește un singur element, și anume stabilirea pașilor de parcurs sau a căilor de urmat. La toate acestea ne vom referi pe larg în cursul următoarelor noastre întâlniri, pentru că luna februarie va fi luna planificării financiare. Săptămâna viitoare atacăm frontal obiectivele financiare pentru a vedea împreună ce sunt și, foarte important, în ce fel să le stabilim, astfel încât să ne asigurăm din capul locului că le vom și atinge. Minunat, îți mulțumesc mult, Adrian, pentru aceste, pentru aceste lămuriri, dacă pot să spun așa, având în vedere că planificarea financiară, într-adevăr, ar trebui să ne preocupe la început de februarie, acum după ce am ieșit din atmosfera sărbătorilor de iarnă, dar ai văzut că au venit fulgii, prietenii scriu, ne și amuzam că scriam pe un grup din ăsta, Crăciun fericit și așa mai departe, parcă... Da. Încă ne mai gândeam că, iată, sunt sărbătorile și putem să ne relaxăm, dar iată, nu vine Adrian Cărucerul care spune relaxați-vă, dar și în același timp și planificați-vă obiectivele financiare. De obiectivele financiare va fi numele podcastului de săptămâna viitoare. Îți mulțumesc mult, Adrian, pentru prezența ta aici la ITBT și te aștept cu drag săptămâna viitoare. Mulțumesc, ne reauzim săptămâna viitoare cu obiectivele financiare. O zi superbă!